furtul a fost sesizat în această dimineață după ora 10 de un angajat al poștei Arad, care a afirmat că a lăsat nesupravegheată pentru câteva minute mașina în care se aflau sacii cu bani în fața sediului central al instituției, iar când a revenit, sacii dispăruseră. Șoferul, când ăsta și-a pus marfa, o bloca mașina, dar nu a verificat. Poate, pac, ai blocat, te-ai dus, ceau. Bă, știi că mașina ți-a blocat, dar tu nu ai verificat să tragi de ea. În cauza gheții ceva? Exact. Exact. Da. Deci am fost filați, cine știe de când. M-au profitat. Colegul meu a încărcat mașina, a tras-o aici. A venit celălalt, a băgat la bandă, a încărcat. Înțelegeți? Între timp, când mai avea să-și ia acte, colegul meu, poștașul, implicat în cazul ăsta, și-o lua marfa și când s-o dus, bă, care-i? Tu când încași pe lateral, tu vezi numărul mașinii. Dacă le pui pe amândouă, sunt identice. Așa și astea mici, nu? Deci, nu poți să-ți dai seama, mă, stai că-s cu Ștefan sau îs cu Sandu. Polițiștii și procurorii au efectuat cercetări la sediul central al poștei din Arad și au organizat filtre rutiere în județ, după ce angajatul poștei a sesizat că din mașină au fost furați aproximativ 385.000 de lei, bani care erau așezați în saci și care urmau să fie livrați la oficiile din județ. Cercetarea la fața locului desfășurată de către colegii mei. S-a dispus efectuarea de filtre în întreg municipiul și județul Arad. Echipaje de poliție verifică mașinile aflate în trafic și tot ceea ce poate fi suspect și să ne ajute în depistarea persoanei sau persoanelor care au sustras banii. Conform spuselor bărbatului, acesta încărcase sacii cu bani în mașină în curtea instituției, după care a scos autovehiculul în fața clădirii și a reintrat în birou pentru câteva minute, încuind autoturismul. Bărbatul lucrează de peste 30 de ani la poștă și nu își explică cum banii au putut să dispară atât de repede. Lucrați de mult, nu în poștă, de 10, de 20 de ani. De cât timp lucrați? De 38-7 de ani. 37 de ani. Deci ușa s-a încuiat și probabil... S-a încuiat ușa, tot a fost lucrat. Pe numele celor doi angajați ai poștei au fost deschise două dosare de cercetare penală pentru neglijență în serviciu. Dubița poștei era dotată cu un safe conform legii privind transportul de valori, iar cei doi angajați aveau obligația să pună banii în acesta și să-l încuie, însă au așezat sacii pe safe. Șoferul le-a relatat polițiștilor că a încuiat mașina din telecomandă de la distanță, însă nu a verificat dacă sistemul de închidere centralizată a primit comanda, iar ușile mașinii erau asigurate. În paralel cu activitățile specifice de căutare a persoanelor care au sustras banii, cei doi angajați, respectiv mânuitorii de valori, sunt cercetați și sub aspectul săvârșirii infracțiunii de neglijență în serviciu. Banii trebuiau să ajungă la mii de pensionari din satele de pe lângă Chișinău, Criș. Banii care ar fi trebuit să ajungă la cetățeni vor ajunge, de fapt, mâine. Conducerea oficiului județean de poștă a început o anchetă internă în acest caz. Să nu-și facă nicio grijă. Oamenii vor fi plătite toate drepturile oamenilor. Nu, oamenii nu suportă nicio consecință din treaba asta. Deocamdată am făcut plângere penală, este la procuratură și la miliție și la poliție și la procuratură și urmează să-și are în continuare cercetările și vor stabili vinovații, nu stabilim noi. Poliția continuă cercetările pentru a-i descoperi pe vinovați. Cei doi angajați sunt cercetați și pe linie administrativă și dacă hoții nu vor fi prinși, instituția s-ar putea îndrepta împotriva lor pentru recuperarea prejudiciului.